Lumina călăuzirii lui Dumnezeu, nunțile creștinilor de astăzi, care în cea mai mare parte sunt creștini numai cu numele, nu se petrec după voia cea sfântă a lui Dumnezeu. Dacă nunta este o taină sfântă, ea ar trebui să desfășoare de la început și până la sfârșit, într-o atmosferă sfântă, în care Mântuitorul, în care ucenicii lui, în care înaintașii noștri, duhurile înaintașilor și părinților noștri credincioși, să poată petrece sufletește împreună cu noi și noi să simțim că avem peste noi și cu noi totdeauna părtășia lor sufletească și fericită. Să-i mulțumim lui Dumnezeu și să-L slăvim pe El că în mijlocul poporului nostru totuși se mai petrec acum astfel de nunți binecuvântate în care atât de multe suflete strânse într-o atmosferă înaltă, duhovnicească, petrec nunta potrivit voii lui Dumnezeu și potrivit îndrumării înaintașilor noștri sfinți, adică sub aprobarea și binecuvântarea lui Dumnezeu. Suntem așa de fericiți că la sărbătoarea aceasta deosebită a unui frate iubit și a unei surori iubite din mijlocul nostru suntem adunați cu toții într-o atmosferă atât de înaltă și petrecem sub lumina cuvântului Dumnezeu. Spune un proverb vechi așa: când mergi în călătorie pe mare, fă o rugăciune. Când mergi la război, fă două rugăciuni. Când mergi însă să te căsătorești, fă trei rugăciuni. Pentru că de cele mai multe ori, căsătoria este o primejdie și un lucru mult mai însemnat și decât o călătorie pe mare și decât mergerea la un război. Pe mare nu se neagă tot. În război nu mor tot. Dar în căsnicie foarte mult s-au nefericit pentru totdeauna. Nu numai pe ei, ci și pe urmașii lor. Dacă n-au pornit cu rugăciune, dacă n-au pornit cu cererea și cu binecuvântarea ocrotirii și călăuzirii lui Dumnezeu. De aceea s-a spus aici cât de însemnat lucru este ca pasul nunții și pasul căsătoriei să se facă totdeauna sub îndrumarea lui Dumnezeu și sub ascultarea cuvântului și sfaturilor lui. Fericit este totdeauna acela care a pornit așa, fia lui va fi binecuvântată, viața lui va fi fericită, urmașii lui vor fi fericiți. Și amintirea lui va fi binecuvântată în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Dar cât de trist sfârșit și fiecare. Multe dintre zeciile care n-au toată grija de la început, ca în tot ceea ce fac și în tot ceea ce plănuiesc, să ceară, să primească și să respecte călăuzirea lui Dumnezeu. S-a spus aici despre unirea celor doi. Va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu nevastă sa și vor fi amândoi un singur trup. Ce minunat în drum în cuvântul lui Dumnezeu pe părinți să respecte libertatea